Ești șmecher, este la pușcărie, ești nebun, pentru că la pușcărie e tot ce vrei. Acolo n-ai nimic. Gheboas a avut una dintre cele mai rapide și de succes ascensiuni în lumea muzicii din România, ajungând de la un puș care face muzică cu prieteni din spatele blocului. N-am zis să-ți fac un portret, eu nu-ți găsesc niciun defect, la unul dintre cei mai cunoscuți artiști români, având hituri cu milioane de vizionări pe YouTube alături de cei mai mari artiști ai momentului. Cu ajutorul faimei pe care a dobândit-o, Gheboas a fost invitat să participe în emisiunea Survivor România, emisiune în care nu a rezistat mai mult de 2 săptămâni, ajungând acasă să dezvolie tot adevărul despre ce s-a întâmplat de fapt acolo. Nu mi-ați dat să mănânc decât coconat și voi nu vă așteptați ca eu să fug? Pe Sâncioară, mă, și dacă mă la pușcărie, eu fugeam. Pe Sâncioară, mă, voi vă așteptați ca eu să stau acolo? Eu am fugit, mă, nebunilor. Gheboas a plecat din România, ajungând în Republica Dominicană pe data de 3 ianuarie. Am ajuns aici, în Republică, știți că toți suntem cu mine. Aici toți sunt frații noștri, culoarea mea. Gheboas a avut un proces foarte bun la concurs, ajungând chiar să câștige puncte pentru echipa lui, însă la scurt timp, după ce totul a început să meargă bine și să câștige împreună cu echipa, Gheboas a cedat plecând din emisiune. Eu de bună voie și de silă de nimeni, urăsc această emisiune. La scurt timp, după ce a ajuns acasă, a făcut un live în care își explică decizia luată, spunând toate motivele pentru care a decis să plece. Păi să moară familia mea, eu care fumez de la 14 ani. Păi tu mai dau mie țigările, mă? Păi, tata, mă, m-a omorât cu mele țigările. Gheboas spune și că a fost foarte deranjat de faptul că trebuia să-și facă nevoile spate în spate cu femeile din echipa lui. Trebuia să ne facem nevoile spate în spate. Mergeam prin pădure, ne vedeam că luam toți cu scorbiți pe față, dar n-am ascundat. Ne vedeam că unul la altul ești nebun la cap. Artistul însă se pare că regretă decizia pe care a luat-o, încercând să-și pună susținătorii să-l bage înapoi în emisiune, fiind convins că de data asta o să ia marele premiu acasă. Puteți să trimiteți mesaje la Survivor România, puteți să faceți tot posibilul ca să mă bage înapoi în emisiune, iar dacă eu reușesc să mă bage înapoi în emisiune, ce credeți voi? Eu o să iau 100.000. Adversarul său din gala XF și totodată câștigătorul fostului sezon Survivor, Zanidache, a avut și el câteva cuvinte de spus despre situația în care acesta a intrat. Când apare Gheboasă pe story, el are deja telefonul. Oamenii i-au dat telefonul că poate l-a promis. Dați-mi și mie telefonul că promit că nu postez nimic. Gheboas, un puștan fără caracter, fără obraz. Însă chiar dacă Gheboas este acasă, se pare că nu duce lipsă de nimic. Apare în foarte multe vloguri și la foarte multe emisiuni. Acesta este amenințat de organizatorii Survivor România, având de plătit o sumă uriașă pentru plecarea din emisiune. Mai exact, acesta a semnat un contract în care scria că dacă refuză să mai participe, trebuie să plătească suma de 100.000 de euro. Însă Gheboas a ales să nu vorbească despre acest lucru, încă nefiind sigur dacă va trebui să plătească. Artistul a dezamăgit foarte multe persoane, însă crede că a făcut alegerea corectă, promitând fanilor foarte multă muzică nouă, alături de artiștilor preferați. Vă ce părere aveți? Lasă un comentariu!